Aleșii poporului teoretic sunt plătiți din bani publici să muncească în Parlament pentru binele electoratului. Practic, lucrurile stau altfel. În fiecare zi, noi vă prezentăm dovezi în acest sens. În 3 minute analizăm activitatea deputaților și senatorilor, iar dumneavoastră decideți dacă își merită sau nu fotoliul pe care stau comod la fiecare ședință. În ediția de astăzi avem în atenție activitatea deputatei Simona Bucura Oprescu, aleasă în circumscripția electorală numărul 3 Argeș, pe listele PSD. Se află la al doilea mandat. În vârstă de 38 de ani, Bucura Oprescu s-a înscris în partid de la frageda vârstă de 16 ani. Provine din școala social-democrată a baronilor din Argeș. Este un fel de nepoată politică a fostului președinte al Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, condamnat în 2016 la închisoare pentru fraudarea de fonduri europene. Eu însă sunt un produs al școlii românești și pentru asta le mulțumesc dascălilor mei. Deputata social-democrată s-a căsătorit cu prefectul județului Argeș, Mihai Oprescu, și a format familia politică Bucura Oprescu. Înainte să ajungă în Parlament, a fost consilier județean la vârsta de doar 23 de ani. A ajuns și vicepreședinte de Consiliul Județean. În 2005 avea o agenție de publicitate prin care promova PSD-ul în Argeș. De asemenea, avea contracte cu Consiliul Județean. În actualul mandat, deputatul PSD Argeș a avut o activitate minimă. Iată ce spun statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților. 31 de luări de cuvânt, 12 declarații politice, 35 de întrebări și interpelări, 66 de propuneri legislative și o moțiune. Cele 31 de luări de cuvânt ale deputatului însumează 51 de minute și 13 secunde. În Parlament nu este foarte activă. În schimb, este prezentă la serbări câmpenești. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Simona Bucura Oprescu a avut până în prezent 2725 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 78%. Pentru activitatea prestată în Parlament, Bucura Oprescu este remunerată lunar cu 10.226 de lei. Acum că am văzut cât a muncit deputatul PSD Argeș în acest mandat, este momentul să aflăm care sunt punctele sale tari, fidelă partidului din care face parte și prezență mare la votul electronic. Punctele slabe vizează următoarele aspecte: afaceri cu statul prin propria firmă, luări de cuvânt în număr mic, dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă, propuneri de legi puține. Pentru activitatea din acest al doilea mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Argeș, Simona Bucura Oprescu.